Bună ziua, suntem în direct la Dama în Tango, în lunea noastră zâmbitoare, pentru că o avem alături de noi pe Loredana Latiș, coachul nostru drag, care ne ajută să ne renovăm toate speranțele, toate fericirile și toate nădejdile pentru o viață mai bună și ne ajută inclusiv să ne găsim rostul pe pământ, pentru că unii dintre noi nu avem curajul să facem asta. Bine ai venit, Loredana Latiș, și îți mulțumesc că ești alături de noi ca în fiecare luni. Bine v-am găsit și o zi superbă să avem cu toții, mai ales că, așa cum a vestit deja Floricica din pieptul tău, vine primăvara. Așa vine încât... primăvara, eu mă mândresc că am în piept un mărțișor făcut chiar de băiatul meu, Victor. L-am cumpărat de la târgul de mărțișoare organizat de grădinița Bambi Step by Step, unul dintre cele mai frumoase târguri de mărțișoare și, bineînțeles, mă laud orice mamă, băiatul meu avea cele mai frumoase creații, am achiziționat o bună parte dintre ele și nu-l dau jos din piept până nu trece luna martie toată. Da, ca să... Superb, superb. Pentru că, într-adevăr, vine primăvara și atunci, așa cum natura se înnoiește de primăvară, și noi, fiecare dintre noi, ne putem reînnoi și reinventa în fiecare primăvară. De ce nu în această primăvară, începând chiar de astăzi? Pentru că foarte mulți dintre noi lasă pe primăvara viitoare. Da. Spun că nu e momentul, ei, peste câțiva ani, când o să ne mai așezăm, pe toate le programăm pe termen lung și spunem, ei, nu e timpul să fac o schimbare acum, lasă, când o să fiu eu pregătită peste câțiva ani, până când se fac copiii mai mari sau când reușesc și eu să-mi cumpăr casă și mașină, abia atunci o să vreau să fac copii sau să mă mărit sau să iubesc sau să îmi găsesc un job minunat. Ne condiționăm singuri de tot felul de realizări și amânăm viața noastră, amânăm fericirea. Când de fapt tot ce avem este prezentul și atâta timp cât îl tot amânăm, ne putem trezi la o anumită vârstă în care descoperim că nu prea mai avem nimic sau cumva a trecut viața pe lângă noi. Așa încât de ce să lași pe mâine ce poți să faci astăzi? Haide să trăim astăzi, haide să ne orientăm spre ceea ce ne dorim, spre ceea ce ne face fericiți, împliniți astăzi. Și mâine e o ocazie extraordinară să facem acest lucru. Însă astăzi putem să punem deja temelia. Altfel este posibil ca viața să treacă pe lângă noi, să ne trezim bătrâni, bolnavi sufletește, neîmpliniți, singuri, cu toate durerile lumii în capul nostru și să spunem, wow, cum am ajuns aici. Păi simplu, amânând de fapt să trăim, amânând să fim fericiți, amânând să zâmbim. Ce așteptăm să zâmbim? Putem să zâmbim oricum! Putem să zâmbim oricum, trebuie să ne găsim motivele. Nu numai că trece viața pe lângă noi și o să ne trezim bătrâni. Eu nu știu dacă e un fel vesel, sau, dar e onest. În ultima vreme aud de foarte mulți oameni care și-au pierdut viața într-un accident, au făcut infarct, oameni tineri, oameni în putere. Nu ne așteptam la asta și... ăsta e un semnal de alarmă, cred, pentru noi toți, pentru că nu știm exact ce se va întâmpla mâine. Noi credem că avem garantat de acum înainte un viitor întins pe multe zeci de ani. Nu este chiar așa. Deloc nu este chiar așa. Nu știm niciodată dacă mâine vom mai fi pe acest pământ. Nu știm fiecare dintre noi unde ni se termină firul. Nu știm. Chiar și eu, acum 2 ani, am avut un accident cu un Land Cruiser. L-am făcut... am eu un cuvânt, muci, daună totală. Nu știu dacă aveai voie să folosești cuvântul ăsta în emisiune, dar tu ai voie orice, bineînțeles. Da, deci l-am făcut, cum ziceam, daună totală. Puteam, norocul meu a fost că s-a nimerit să fie o dubă în drumul meu, dacă nu eram în prăpastie. Dacă nu erai și tu absolut, intrată în daună, erai tu dauna cea mai însemnată. Exact, și atunci cât să aștept să trăiesc? Cât să aștept să fiu fericită? Cât să aștept să mă simt bine? Când să iau decizia în sfârșit să mă simt bine? În sfârșit să văd, Dumnezeule, pentru ce trăiesc pe pământul ăsta? Hai să văd cum pot să mă bucur de fiecare rază de soare, uite, de fiecare picătură de ploaie.
cum să fac să mă bucur? De partenerul de viață, de copil, de pisică, de cățel, de job, de da, o scrisoare, de un laptop, de cercei, da, de sigur orice, că da, exact, de întâlnirea, da, pe care o avem astăzi, sigur. Exact, cât să așteptăm să ne bucurăm? Acum este momentul cel mai potrivit să o facem. Tu ai propus astăzi pe Facebook către fanii tăi, către tăi, cei care te urmează și te citesc pe site-ul tău www.loredanalatis.ro, tema de discuție legată de sensul vieții, da, și scopul nostru în viață, rostul nostru pe pământ. Exact. Unii oameni nu îl găsesc, da, niciodată, dar cred că asta este una dintre cele mai mari bucurii, să știi pentru cine ești tu și de ce ai venit, da, pe lumea asta și, da, să ai iluminarea aia, să spui eu sunt acesta și rostul meu pe lume este următorul, nu știu, să-mi cresc copiii, să am o familie frumoasă, să am o carieră extraordinară, să le am pe toate la un loc, pentru că eu îndrăznesc să le vreau pe toate, dar să știu ce vreau, ce carieră, ce familie, câți copii, cum să, exact, fie casa mea, cum, exact, să fie rostul meu, nu? Dar e destul de greu. Cum aflăm care e rostul nostru? Așa este. Din cauza aceasta am și postat, fiindcă am primit foarte, foarte multe mesaje de genul acesta, fiindcă eu am tot vorbit în emisiunile trecute de, ok, ce este important pentru tine, cine ești, ce-ți dorești, pentru ce te-ai născut, pentru ce te dai jos din pat. Și am început să primesc mesaje, cum descoper lucrul ăsta, cum știu de fapt cine sunt sau cum știu de fapt pentru ce mă dau jos din pat. Pentru că azi e posibil să mă dau jos din pat că am de pe o factură sau mâine e posibil să mă dau jos din pat că mă duc copilul la grădiniță. Care mi-e rostul de fapt? Unde sunt? Și de aici se nasc tot felul de întrebări și tot felul de căi cumva care ne conduc spre autocunoașterea noastră. Că, de fapt, esența aici este, e foarte important să începem să ne redescoperim, să începem să ne cunoaștem cu adevărat, într-adevăr, cine suntem. Mie mi-a luat vreo câțiva ani acest proces să descoper și... Ți-a luat și pentru că tu ai făcut-o cumva intuitiv, da, nu? Absolut. Pentru că tu, absolut, ai pornit de la nimic, da, de la, da, o mare depresie, de la o mare supărare, de la o boală cumplită, exact, care te amenința, exact, da, și ai ajuns unde ești astăzi. Dar alți oameni pot să parcurgă mult mai rapid traseul ăsta, pentru că, absolut, au la îndemână, da, mai multe mijloace, nu? Sigur. În principal coachingul. Coachingul este extraordinar de util pentru a-ți găsi menirea pe pământul acesta, pentru a-ți găsi, cum să zic, direcția spre care tu să-ți îndrepți viața, să nu mai fie așa ca o frunză în vânt și după cum bate vântul, te duci și tu. Cum zicea, nu mai știu cine, dacă nu ai un plan al tău, se va găsi altcineva și te va atrage în planul său. Și este posibil, de fapt, să, ce, să trăiești viața, da, viața altuia, să slujești, da, interesele de viață ale altuia. Exact, nu? Exact. Da, sunt atât de mulți care, da, spun, nu-mi place deloc jobul meu, dar asta este, am intrat în horă, șeful meu mă exploatează, mă hărțuiește, nu am salariul pe care îl merit, nu-mi place ceea ce fac, dar acum unde, de unde să o iau, de la capăt, da, la vârsta mea, nu mai pot să fac asta. Da. Ei, și pentru a ajunge, într-adevăr, să-ți clarifici cine ești, ce-ți place, care este sensul vieții tale, este foarte important să identifici programe după care tu funcționezi, programele mentale, acele cuvinte pe care, sau gânduri pe care tu ți le spui adesea. De regulă pot fi nu merit, nu sunt suficient de bun, nu este acum momentul, sau convingeri de genul, sau mituri de genul, dacă nu dai tot ce ai pe tine, înseamnă că nu ești om bun. Dacă ai grijă de tine, înseamnă că ești om egoist. Dacă îți pui nevoile tale înaintea nevoilor prietenilor tăi, înseamnă că nu ești om. Și așa mai departe. Da. Sau dacă plângi, ești slab. Dacă sunt atât de multe programe care nouă ne rulează exact ca niște virus în aceea din calculator. Acum când spuneai, când ai amintit exact de asta, că dacă pui nevoile tale înaintea nevoilor celorlalți, ești considerat egoist. Atât de tare avem intrat, da, în sânge ideea asta, încât de câte ori merg cu avionul și stewardeza îmi spune, îmi repetă la început, că măștile care cad din tavan, întâi îți pui tu masca, exact, și pe urmă îi pui masca copilului, de fiecare dată inima mea tresare de revoltă. Pur și simplu, sunt învățată să consider că nu se poate așa ceva, deși regula este perfect corectă, așa, în răceala și în precizia ei. Da, întâi îți pui ție masca să-i poți ajuta pe ceilalți. Sigur, la că fel dacă și tu cu nevoile noastre, nu? Da. Dacă nu sunt eu bine, dacă nu sunt în putere, dacă nu sunt fericită, cum să-i slujesc, absolut, pe cei de lângă mine și să-i fac fericiți? Da, cum?
cum? Dacă tu plângi, cum să-i faci pe cei din jurul tău să râdă? Este absurd! Chiar dacă nu spui niciun cuvânt, cum spuneam, 93% comunicăm non-verbal și paraverbal, fără cuvinte. Și atunci, nu, despre ce vorbim? Este foarte clar că supărarea, mai ales mamele, cu ideea de a se sacrifica pentru copilul lor și de a face tot ce este mai bun, este o intenție extraordinar de nobilă și de frumoasă. Însă, în același timp, pune atenție pe tine ca om. Cum să-i spui copilului său să se iubească pe sine dacă tu nu te iubești pe tine? Cum să-i spui copilului tău, ai grijă de tine, da? Să nu te murdărești, să ieși îmbrăcat frumos, să stea părul într-un anume fel și așa mai departe, dacă tu nu ai grijă de tine, te duci la, nu știu, la un coafor, la un... Habar n-am. Fiecare cu ce îi se potrivește. De asta este foarte important. Exact ca la avion. Este cel mai bun exemplu. Da, dar eu tocmai acum când ai spus, mi-am adus aminte că mă revoltă cumva de fiecare dată, deși înțeleg că așa trebuie să fie și zic, vai, cum am făcut? Cum adică copilul să aștepte după mine? Întâi îmi pun mie masca. Da, pentru că altfel copilul nu are nicio șansă. Dacă într-un caz de accident, să spunem, Doamne ferește, da? Într-un caz de accident în avion, dacă tu mori ca și părinte, copilul tău, chiar dacă ai pus mască, are toate șansele din lume să moară. Cine să aibă grijă de el în haosul și în nebunia aia? Vecinul de scaun? Să fim serioși! Vecinul de scaun abia poate are grijă de el. Și atunci așa este și în viață. Dacă eu nu am grijă de mine, să mă simt bine, să-mi trăiesc viața frumos, să fiu fericită, să fiu sănătoasă, cum am zis, că e foarte important, gândurile noastre generează boli. Ei bine, dacă eu nu am grijă de toate aceste lucruri, automat că îl las pe copilul meu pe drumuri. Că eu mă voi stinge înainte de vreme sau chiar când mă voi stinge, din contră, voi deveni eventual o povară pentru el, în care eu mă îmbolnăvesc și ajung ca cumva să fiu în situația în care copilul meu devine părinte, iar eu devin copil, astfel încât el să aibă grijă de mine. Și copilul meu, în loc să-și vadă, ajunge adult, în loc să-și vadă de viața lui, de o familie, de sensul vieții sale, își vede de sensul vieții mele. Și atunci, despre ce vorbim? Da, e aceeași situație ca și în căsniciile în prag de destrămare, în care oamenii spun nu mă despart de dragul copilului, copilul trebuie să stea, să aibă și mamă și tată, nu contează că eu plâng toată ziua, nu contează că tata are o amantă și știe tot orașul sau nu dă pe acasă niciodată sau când ajunge acasă fie s-a îmbătat, fie nu vorbește cu mine. Foarte mulți oameni spun același lucru, dar zic, dar eu am făcut asta pentru copil, i-am pus lui masca mai întâi. Deci ăsta e instinctul, eu am avut grijă de copil, de mine, pe mine m-am lăsat la urmă. Da, de aceea este foarte important acest proces de autocunoaștere. Este atât de important, de fapt, să ne identificăm dorințele și nevoile noastre, ale mele personale, pentru a putea, într-adevăr, după ce eu mi le împlinesc, să îi le ofer, să... crezi contextul potrivit și pentru partenerul meu de viață să și le împlinească. Dar dacă mie mi-este foame de mor și am un stomac din ăla gol de nu mai pot și mai am poate o bucată de pâine și vine cineva să mi-o ia, păi eventual poate îi dau și una în cap, fiindcă intervine instinctul de supraviețuire. Dar dacă eu am burta plină, sunt liniștită, pot să-i dau 3 pâini. Da. Am de unde să dau. E foarte important să înțelegem acest lucru. Aceste mituri și aceste convingeri care vin cumva de la părinți, de la bunici, de la profesori, de la societate, este primul pas în a te cunoaște pe tine, acesta este. Identifică-le, scrieți-le, scoateți-le pe hârtie și vezi exact, de fapt, că ele îți direcționează viața. Da, le pui pe hârtie. La ce întrebări trebuie să răspunzi atunci când faci lista asta pe hârtie? E ca, nu știu, tot așa, o luăm după reguli simple, ca la gramatică, să afli care e subiectul, pui întrebarea cine ce. Dar cum, ca să afli care e scopul în viață, ce întrebare pui? Ce îți place? Cum? Da, deci poți să-ți pui întrebări de genul, ce mă face pe mine o persoană fericită? Și să ți le scoți frumos pe o hârtie. Ce îmi produce mie o emoție? Când mă uit, să spunem, la televizor, ce fel de emisiuni mă atrag? Când citesc o revistă, ce fel de reviste mă atrag? Ce mă doare cel mai mult în lumea asta? Și dacă aș putea și aș avea o baghetă magică, aș face o schimbare. Pur și simplu. Și îți răspunzi la aceste întrebări. După care, încetul cu încetul, dintr-un noian așa foarte mare și dintr-o mare așa imensă de diverse gânduri, încep de fapt să se cearnă cele cu adevărat importante. Ajungi de fapt la esența ta, ajungi de fapt în interiorul tău pentru a sesiza acolo ce este, ce te face viu, ce te mișcă.
Pentru că pe fiecare dintre noi, indiferent că ne dăm seama sau nu ne dăm seama, ceva ne mișcă. La ceva plângem, la ceva râdem. Nu înseamnă că noi două râdem și plângem la același lucru. Dar ceva din tine rezonează, e cumva conectat cu ceva dintr-un anume eveniment care te face să râzi sau te face să plângi. Pe mine poate mă lasă indiferentă. Sau, din contră, tu plângi, eu râd. Suntem unici. Însă tu, dacă ți le scoți pe toate pe hârtiuță, afli exact. Ok, eu de fapt ce-mi doresc? De fapt spre ce mi se îndreaptă viața? De fapt ce mă mișcă? Ce mă face să mă simt vie? Și pur și simplu începe să, din noianul de toate gânduri, începe să se concretizeze ceva. Și poți descoperi. De exemplu, eu personal am descoperit că am două pasiuni foarte mari. De regulă sunt conectate cu pasiunile, țelul vieții e conectat cu pasiunile noastre care ne fac să ne mișcăm, și cum ziceam. Și de fapt ideal este să-ți găsești țelul vieții în pasiunile tale exact. Și să poți să-ți câștigi existența din pasiunile tale. Mai frumos de atât nici că se poate. Da. Dar asta să fie cariera ta, pasiunea ta să fie cariera ta. Exact, exact. Cum spuneam, am două pasiuni, coachingul și călătoriile. Și acum, Doamne ajută, anul acesta sigur se vor împleti. Îmi pleti cumva, că am conferința cu Nader din China acum din luna mai și automat cumva se vor ști și călătoriile și partea de pasiune. Însă țelul meu, al meu personal, este acela de a ajuta oamenii să se regăsească pe sine. De ce? Pentru că pe mine lucrul ăsta mă face fericită. Clar, este o acțiune de-a mea care cumva mă motivează. Mă dau jos din pat în fiecare dimineață încântată, wow, aș ce mai descoperi, plus că învăț de la fiecare om pe care îl întâlnesc. Înveți și tu de la cazurile pe care le întâlnești, de la clienții tăi? Întotdeauna, întotdeauna învăț extraordinar de multe, cum spuneam adesea. Eu sunt extraordinar de câștigată din fiecare interacțiune umană, pentru că noi suntem ca niște oglinzi. Iar dacă ceva îmi place la cel din fața mea, se regăsește și în mine. Și poate eu nu văd. Poate eu nu-mi dau seama, dar dacă am recunoscut în el curajul, este clar că există și în mine, că altfel nu l-aș fi recunoscut. De asemenea și în sens negativ, dacă am recunoscut în cineva că este o persoană foarte critică, atunci eu zic, ok, ce anume din mine mă face să mai fiu încă foarte critică. Din moment ce am recunoscut acest lucru în celălalt și m-a deranjat, că îl recunoști este un aspect, dar că te deranjează este alt aspect. Cum am și postat pe Facebook, pe ce butoane reușești ceilalți să ne apese, astfel încât noi să ne mutăm de la țelul vieții, în cazul în care l-am descoperit. Se întâmplă și asta de foarte multe ori. Cei din jurul nostru, exact cum spui tu, apasă pe niște butoane și care declanșează niște orgolii, niște ambiții, niște îndârjiri, niște supărări, niște furii, care, de fapt, să ne obligă și ne duc într-o direcție greșită, ne fac să trăim altfel decât vrem noi să trăim. Iarăși revin la ideea cu iubirea, pentru că mie îmi scriu foarte mult oameni legat de poveștile lor de iubire, de cuplu în care trăiesc. Sunt mulți oameni care trăiesc în cuplu din îndârjire, deci nu din iubire, pur și simplu. Da. Deci din dorința de a-l schimba pe cel de lângă ei, din orgoliul de a-și duce misiunea până la capăt, adică cum m-am chinuit 7 ani până acum și să-l las liber sau să-l las să se ducă la cealaltă. Da. Deci nici moartă nu-l las să plece. Stau eu aici, deși e clar că nu-l mai iubesc. Deci nu poți să trăiești așa cu un om iubindu-l. Este un joc din care toată lumea pierde. Cum ziceam de jocurile psihologice. Este un joc din care toată lumea pierde. Și adesea când vrem să obținem ceva, ni se poate întâmpla să ne fugă pur și simplu atenția la un coleg, o colegă, un partener, un ceva din jurul nostru, în care dintr-o dată ne mutăm focusul asupra lui. Da, el de ce face așa, da, de ce nu face așa, da, de ce nu aia, da. Și eu în loc să merg pe drumul țelului vieții mele, pe care mi l-am clarificat, dacă mi l-am clarificat, cum zicea Bob Proctor, scopul vieții tale este să-ți găsești scopul vieții tale, dacă cumva până acum nu ți l-ai clarificat, m-am abătut, m-am dus pe undeva în dreapta prin niște tufișuri și mi-am pus toată atenția pe Popescu care face nu știu ce chestie pe acolo. E și posibil, da. Asta se întâmplă și din Popescu sar în Ionescu, din Ionescu în Vasile și celul vieții mele a rămas undeva pe câmp, s-a dus și eu sunt complet nefericită. Și zic, Doamne, ce mi se întâmplă, de ce am ghinionul ăsta, că pe mine nimeni nu mă iubește, am un destin crunt. N-are nicio legătură, nici cu noroc, nici cu ghinion. Are legătură cu pur și simplu pe ce îmi duc eu atenția. Da.
Ne schimbăm în 30 de zile, ne pregătim pentru seminarul tău extraordinar care va avea loc pe 16 martie. Mai spune-ne încă o dată cum procedăm și despre ce va fi vorba, fiindcă vreau, așa cum am spus și în emisiunea trecută, să se înscrie cât mai mulți dintre telespectatorii noștri, să mergem cu schimbarea mai departe cu ajutorul tău, peste... Peste trei săptămâni. De acum înainte participăm la seminarul tău care va ține câte zile, câte ore? Este o zi pe data de 16, după care lăsăm o lună, pentru că vorbim de cele 30 de zile în care ne schimbăm viața și ne întâlnim pe 20 aprilie pentru a doua întâlnire, după care aici se termină sesiunile de grup și începe o sesiune individuală undeva în mai. Este un proces, exact cum am spus, puterea de a acționa. Pentru că acțiunea face diferența între ce visez și realitatea pe care o am. Pot să visez să fiu cel mai mare geniu. Dacă nu pun nimic în practică, egal cu zero. Nu mă știe nimeni. Da, ai perfectă dreptate. Mor pe sub pământ. Eu, deja până în mai, participând sau neparticipând la seminarul tău, pentru că eu am șansa extraordinară să te am aici în fiecare săptămână și să-mi schimb viața din pas cu pas, din mers, învățând de la tine. Eu până în mai voi avea deja scrisă cartea la care lucrez de multă vreme și tot amân finalizarea. Aha, tot cu ajutorul tău m-am hotărât să trec la acțiune. Chiar astăzi am ținut o mică ședință de familie. Copiii mei, cei mari, stau acasă pentru că sunt răciți, sunt bolnavi și le-am spus: eu vă slujesc cu credință, vă aduc fiecare cană cu ceai, fiecare pahar. Vreau să stabilim că de săptămâna viitoare și până când termin proiectul legat de carte, mă ajutați și voi pe mine și nu mă mai puneți să fac toate lucrurile astea, ba chiar vreau să le faceți și voi pentru mine. Facem un sacrificiu ca să împlinim un țel care ne va aduce multă fericire tuturor, întregii familii. Perfect, despre asta este vorba. Puterea de a acționa și cum să faci lucrurile în 30 de zile să se întâmple. Mie îmi plac lucrurile foarte rapide. Și tuturor ne plac lucrurile foarte rapide, viteza asta, să știi. Da. Nu avem timp de așteptat, să mai aștept încă 3 ani să fac o schimbare în viața mea, nu? Exact cum ai spus, de la o săptămână la alta să se întâmple mișcări. De ce? Pentru a-ți găsi și acea motivație interioară de a merge mai departe. Este ca atunci când te apuci de slăbit. Dacă faci o cură de slăbire pe 3 ani și nu slăbești deloc, păi ajungi în depresie. Da. De asta e foarte important să o iei așa cumva în pași, dar un pic mai accelerat. Un pic accelerat, luăm și noi o scurtă pauză de publicitate și revenim aici cu draga noastră Loredana Lati și ne schimbăm viața de la o ediție la alta împreună cu Loredana, așa cum toți cei care o întâlnesc reușesc să facă. Revenim și noi imediat în câteva minute după o scurtă pauză.